spune ce se întâmplă, că au fost în grevă, au fost, acum nu mai sunt în grevă, dar sunt pe la Afan. În condiția asta mai poți pregăti așa cum trebuie un meci cu o altă insolventă, și anume Bistrița? Cum am mai declarat și acum două zile când ei nu au făcut antrenament luni și marți, ei într-adevăr s-au prezentat la programul echipei, dar nu au vrut să facă antrenamentul organizat. Au făcut individual. Eu le-am explicat că ceea ce fac ei nu este bine pentru ei, pentru că randamentul la meciul cu Bistrița nu mai va fi unul bun. Ăsta e punctul meu de vedere, că nu te antrenezi trei zile, n-ai cum să ai un randament foarte bun la următorul meci. În același rând vreau să le iau apărarea, pentru că ei au pierdut foarte mulți bani intrând în insolvență și de aceea vreau să spun, să-i transmit domnului Copos că e normal atât jucătorii cât și angajații să fie plătiți la zi pentru a putea desfășura activitatea normal de acum înainte. Atâta timp cât ei nu sunt plătiți, au familie acasă, trebuie să ducă bani, normal că nu poți să concentreze la antrenamente și să desfășoare activitatea. Bun, dar am senzația că tu spui tu, auzi, nu știu de ce, că au mai spus-o și alții. Nu, chiar dacă am spus aceste lucruri, eu sper să mă înșel, dar veți vedea că în curând ceea ce am spus eu s-ar putea îndeplini. Adică? Nu știu, asta cred eu. Dar momentan n-a fost o rea intenție a clubului să nu plătească aceste salarii. Chiar într-adevăr nu au fost bani în club. Și nu este o sumă foarte mare să plătim salariul pe luna februarie. Da, dar dacă nu mai sunt... Undeva 150.000 de euro net. Dar noi avem momentan. Cât? 150.000 de euro? Net, da. Net. A, e ceva, da. Totuși. Nu, eu vreau să zic ce era înainte. Înainte erau salariile înainte... 400.000. Da, înainte erau multe. Pe de altă parte am auzit într-un interviu pe avocatul jucătorilor, Justin Ștefan, care înțeleg și la Steaua are o funcție, în fine, asta e o altă problemă, spunând că în curând, într-o lună de zile, rapid intră în faliment, pentru că această reorganizare va trebui, și adevărat, acceptată de un judecător. Dacă nu este acceptată, că evident toți jucătorii au dat în judecată clubul, atunci intră în faliment, pentru că într-adevăr, organizarea nu e doar pentru că a spus cineva că trebuie făcută în felul ăsta, trebuie să fie și ratificată de un judecător. Ai senzația că sunteți atât de aproape de desființare cu Rapid? Eu zic să așteptăm acel moment în care judecătorul va spune dacă va aproba acel plan de reorganizare sau nu. Dacă nu-l aprobă, e clar, înțeleg. Din punct de vedere financiar, până la 31 decembrie, toate plățile ce erau necesare au fost făcute. Acum rămâne să vedem ce va spune judecătorul Simi în legătură cu planul de reorganizare. Dacă va fi aprobat, vă dați seama că vom merge după acel plan. Dacă nu, ne putem aștepta la orice altceva. Păi dacă nu, faliment, desființare. Vom vedea. Cinema. Sau preia altcineva. Să nu se întâmple acest lucru. Păi... Evident că nu vrea nimeni să se întâmple cu asemenea echipă, dar pe de altă parte trebuie să întâmple ceva financiar, că așa din cer mă gândesc că nu o să vină niște berze și o să arunce bani ca să-și ia jucătorii ăștia. E clar că George Copos nu mai vrea să dea bani, a renunțat și la banii pe care zicea că are acolo și mai departe. Dar există vreo perspectivă de preluare cu domnul acela care a făcut foarte mulți bani din vagoane și locomotive? Până în acest moment nu. Dar eu sper în continuare... În momentan tot domnul Copos este patronul echipei, va face eforturile necesare pentru a plăti salariile jucătorilor și angajaților în continuare. Da, ești optimist în legătură cu meciul de la Bistrița? E tâmpită întrebarea în condiție de față, dar asta e, ți-o adresez. Crezi că puteți câștiga acolo? Că Rapid, în clasamentul acestui an, se află pe locul 6. Dacă o iei de la 0 în 2013, e pe locul 6. A făcut tot cum. Și ținând cont că am avut niște meciuri chiar foarte grele. Păi asta zic. CFR, Petrov, dar cât o mai duc jucătorii ăștia așa, fără să se antreneze cum trebuie, fără să le fie minte acolo? Da, aici să vedem. Noi sperăm să facem un meci bun la Bistrița și să câștigăm. Avem un lotul de 27, 13 jucători care pe aceia ne bazăm cel mai mult. Sunt jucători cu experiență. Uh-huh. Îi avem în momentul de față pe toți în afară de Nicolae Grigore. Eu sper și sunt sigur că vom alinia 11 destul de bun la Bistrița. Acum, cele trei zile în care ei nu s-au pregătit, vom vedea cât de mult va afecta jocul echipei sau nu. Sunt oameni care au realmente probleme cu banii. Te întreb încă Nicolae Grigore, care înțeleg că are un salariu bun totuși, dar spune că a luat două salarii în ultimele 8 luni de zile.
acum știți cum fiecare și-au făcut credite, nu știu ce să zic, într-adevăr Nicolae Grigore are un salariu foarte bun, salariul lunar este unul destul de consistent, nu vreau să fiecare își face cheltuielile cum, după cum știe, după ce are și cum are, dar sunt alții care au salarii foarte mici, de aceea și ce fac? Trebuie să ne ce fie milă de toți, dar... Ce fac oamenii aia? Cum trăiesc? Cum? Trăiesc foarte greu, știți cum, deja am și spus, am făcut eforturi, am spus și domnului Copos, în primul rând. Și ce v-a zis domnul Copos? Ce ți-a zis? Că s-a săturat de rapid, că nu mai poate, speră să zic, ce știți și dumneavoastră. În momentul de față nu e nimeni care să vină să preia rapidul, deci în continuare tot domnul Copos sigur va face eforturi de a plăti și eu îmi doresc din tot suflet ca să vină un mare rapidist, sau unul care are un business foarte, care merge foarte bine și să mai bine așa decât un mare rapidist, lasă asta, unul cu bani.